Mulțumim foarte mult, Ovidiu. Profesorul universitar dr. Cătălin Țone, șeful Serviciului Antidrog București, este în legătură directă cu noi chiar acum pentru mai multe informații despre operațiunile care se fac împotriva dealerilor care se infiltrează la astfel de evenimente cu zeci de mii de tineri. Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Bună ziua, eu vă mulțumesc. Ce informații aveți dumneavoastră și ce se poate întâmpla? Povestiți-ne despre mobilizare și vorbim imediat și despre faptul că s-au majorat pedepsele pentru droguri până la 25 de ani de închisoare. A fost o lege blocată timp de 5 ani, deși sunt tot mai mulți drogați în trafic care provoacă accidente mortale. Au murit oameni la un festival din cauza drogurilor. Acum se mobilizează poliția să nu se mai întâmple asta. Vă rog. E o zi istorică, a fost o zi istorică, ziua de 2 martie 2023, în sensul că pedepsele exclusiv pentru traficanții de droguri, nu pentru consumatori, pentru deținerea pentru consum și subliniez lucrul ăsta, au fost mărite. De fapt, este un act normativ reparatoriu, pentru că pedepsele au fost mari, pedepsele au fost pe măsura faptelor grave pe care traficanții le săvârșesc. Prin legea intrată în vigoare în anul 2000. Dar în 2014 anumiți decidenți s-au gândit să micșoreze aceste pedepse și astfel a creat un cadru ca ei să scape cu ușurință de tragerea la răspundere penală. Da, legea s-a modificat, pedepsele au revenit oarecum la vechile încadrări și dacă vorbim de trafic internațional, acum pedepsele sunt între, pentru droguri de mare risc, între 10 și 20 de ani, adică introducerea, scoaterea din țară. Pentru trafic intern, dealerii primesc acum între 5 și 15 ani. Și atenție, dacă un traficant internațional sau un traficant care vinde din interior, indiferent de nivelul lui, oferă droguri și unui consumator, dependent sau nu, și acesta moare din cauza consumului, din cauza supradozei, atunci pedeapsa este una dură, foarte dură, una dintre cele mai dure pedepse la nivel european, închisoare de la 5 la 15 la 25 de ani. În codul penal din România, în spectrul asta penal lege din România, este cea mai mare pedeapsă având deasupra decât de detențiunea pe viață. De ce a fost blocată, domnule Țone, această lege timp de 5 ani, dacă între timp am văzut tot mai multe incidente provocate de drogați în trafic, crime, și-au omorât părinții, au atacat în stânga și în dreapta, și astăzi aveam informații despre un bărbat găsit mort în casă de către soție și exista suspiciunea că un tânăr drogat l-ar fi ucis? Noi și procurorii DICO ne-am făcut treaba, am propus de acum 5 ani aceste modificări legislative, le-am înaintat, dar eu a zice din neștiință, din lipsa de instructaj a unor decidenți și nu vreau să dau nume, nu vreau să acuz pe nimeni, dar această întârziere ne-a costat practic semnificativ, în sensul că i-au scăpat după câțiva ani de închisoare sau au scăpat chiar cu pedepse cu suspendare. Dar noi zicem că a reparat, nu este un act normativ perfect, dar este perfectibil, mai sunt ceva modificări de efectuat. Cred că neștiință, lipsă de educație și lipsa de a te uita în exterior, de a face comparație cu alte țări, de a te uita și pe alte continente, de ce nu? Despre asta este vorba. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. A fost șeful Serviciului Antidrog București în direct cu noi.